Sunt bucuros să fiu și astăzi împreună cu voi. Ieri a fost o zi deosebită. Așa cum spunea și Rei, suntem în ciclul slujirii. Și Domnul mi-a pus pe inimă să abordez o problemă care era delicată și la mine. Unul din lucrurile care le face Dumnezeu la predicatori, la păstori, la cei care vin în față, este că în primul rând lucrează la ei și după aceea lucrează la ceilalți. Și un element interesant este motivația slujirii. De ce să slujești până la urmă? Ce rost are să slujești? Vorba psalmistului, psalmul 73. La un moment dat zice, degeaba dar mi-am curățit eu inima, că se pare că lucrurile nu merg chiar așa. Și atunci ieri, la întâlnirea cu moderatorii, am fixat decorul în care vorbim despre slujire și despre motivația slujirii. Și spuneam ieri așa, avem un Dumnezeu extravagant. Un Dumnezeu risipitor. Infinit de bogat. Punctul de plecare, de pornire al slujirii, nu suntem noi. Nu suntem buricul pământului. Azi venim, mâine plecăm. Azi ești la via, mâine ești în altă parte. Sau poate mâine ești tot la via. Dar nu noi suntem centrul de referință, este Dumnezeu. Și ce, când începi să vorbești despre Dumnezeu, vorbești despre extravaganța lui Dumnezeu, risipirea lui Dumnezeu, bogăția lui Dumnezeu. Ieri eram cu moderatorii. Cine sunt moderatorii? Copiii lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu care se ocupă de copiii lui Dumnezeu. Și dacă avem un Dumnezeu bogat, extravagant, bogat în îndurare, bogat în milă, cum sunt copiii lui? Aștept răspuns de la voi. Cum sunt copiii lui? Bogătanii, miliardarii, copiilor cum sunt? Săraci. Nu? Nu! Sunt bogați. Și exact asta vorbeam ieri. De ce vorbesc despre lucrurile astea? Este ca să-mi aduc aminte că și eu sunt bogat. Dacă ești fiul Dumnezeului preanalt, ești un bogătan. Nu te mai uiți prin ochii tăi, ochii părinților tăi, autorităților tare, care mi-au zis, mă, nu ești bun de nimic, nu poți, nu știi, nu faci. Și mereu ai trăit cu mentalitatea asta a sărăciei, a neputinței, a insuficienței. N-avem destul, nu ne putem permite. Și când eu spun că ai de-a face cu un Dumnezeu bogat, risipitor și extravagant, și pe ăsta îl slujești, imediat în mintea ta, în capul tău, în inima ta, îți vin experiențele negative cu autoritățile. Cu un patron extrem de bogat și care a fost zgârcit cu tine. Fie ca Dumnezeu să vindece rănile care le-ai avut și experiențele negative. Că atunci când vine cuvântul lui Dumnezeu să treacă prin această rană și experiențele negative, să le vindece și să poți primi bogăția lui Dumnezeu. Să te uiți la Tatăl din Cer, care la unul care nu-i zgârcit. Tații noștri, cât au fost de bun, cât de mult i-au iubit. Au fost incompleți, au fost imperfecți. Dar Tatăl din Cer nu e așa. Tatăl e risipitor. Pilda fiului risipitor, îmi pare rău că vă spun, dar titlul e pus greșit. E greșit. Tata e risipitor. Fiul nici nu a putut risipi cât a avut tata. Nici nu avea cum. Tata a fost și este un risipitor. Să știți că tema risipirii lui Dumnezeu vine la mine ca o temă dominantă în ultimii 2 ani. Dar vine așa, încetul cu încetul. Și pentru toți cei care sunteți aici și sunteți din categoria celor care totul e în capul vostru, analiticii și partea stângă a creierului foarte mare și dreapta e foarte mică, vă recomand să fiți mai senzoriali. Adică să începeți să simțiți și să vă uitați la natură și la Dumnezeu și la viața voastră cu toate simțurile. Și când te duci la masă acum și mănânci ceva, înainte să mănânci, fă un exercițiu. Cască ochii, uite-te să vezi ce culori sunt acolo.
Dacă n-ai COVID, poți să și miroși? Ah, ce faină, ce bună e mâncarea asta. Bucură-te de ceea ce trăiești. În primăvara asta a fost prima dată când... Cred că anul ăsta e anul risipirii acum, dacă tot îi să-i dau. Anul risipirii lui Dumnezeu. Unul din prietenii noștri de la Hațeg, e și prezbiter, îi place să iasă prin munți, în natură. Ne-a dus la primele, la Lăcrămioare. În luna aprilie, martie. Ne-am dus la Lăcrămioare. Acolo la vreo 900 și 1000 de metri înălțimea aceea. Și am dat de milioane de lăcrămioare. Care le vedeam eu prin casele noastre, erau câte 10, 15, 20, 30 și tu de unde era așa cu țârâita. Miroseam un pic, nu cumva să... Puțin. M-am dus acolo. Nu știam ce să fac, să mă bucur ca un copil, dacă nu prea învățasem să mă bucur ca un copil. Deși să știți că pe măsură ce avansăm în slujire și în viață, trebuie să învățăm să ne bucurăm ca și copiii. Am început să mă bucur. Doamne, dar ce faci tu? Ce faci tu cu atâtea milioane de lăcrămioare? Pe care câțiva muritori vin, și dacă iau câteva, că n-ai voie să iei de acolo, că e rezervație naturală, protejată, n-ai voie să iei, dar... Doamne, dar ce faci tu cu ele? Ca să vezi risipirea lui Dumnezeu. 2-3 săptămâni și după aceea s-au dus. 2-3 săptămâni și după aceea vin milioanele de narcise. Ce face Dumnezeu ăsta extravagant este că din primăvara de vreme până toamna târziu se risipește în culoare și în creație. Acum 3 săptămâni am fost la cules de mure, iar la 1000 de metri și am cules niște mure din alea. Și am zis, Doamne, dar ce faci tu cu celelalte? Haide. Așa să știi. E toamnă. Poate nu te-ai gândit că te poți bucura de viață senzorial. Dar pentru aia ne-a adoptat Dumnezeu cu simțurile. Văzut COVID-ul ăsta cum ne atacă simțurile? Treaba lui de COVID. Unii au avut COVID înainte să apară COVID-ul. Mai ales ăștia cu stânga. Dom'le, trebuie să-i pe partea dreaptă. Bucurați-vă. Bucurați-vă de milioanele de culori care sunt acum toamnă. Amin. Hai că am încheiat. Introducerea, că după aia stăm prea mult. Deci ăsta este contextul în care slujim, motivația slujirii. Un Dumnezeu extravagant. Risipitor. Și-o pus și în tine. Ești un bogătan. Fie că ai venit la via în dimineața asta, fie că te uiți pe programul registrat, să știi că ești un bogătan. În fiecare din noi Dumnezeu a pus mai multe talente, după ce te naști din nou de daruri spirituale, daruri supranaturale, pe de altă parte avem personalitate și aia multifacetată și dacă se întâmplă să rămâi la 50 de ani fără servici, cei mai mulți pot intra în depresie. Aș vrea să știi ceva. Există reinventarea. La 50 de ani sunt o grămadă din talentele, abilitățile tale lăsate de Dumnezeu încă de la naștere și ele pot fi actualizate, potențate, activate. Dragul meu, ești un bogat și nu o să rămâi fără servici niciodată. Amin. Nici la pensie nu-i cazul să ieși. Că este de lucru în împărăția lui Dumnezeu. Atât ai de slujit, atât ai de frumos în slujire, de numai. Haide să mergem. Dă mai departe, că de fapt aici suntem. Unul din lucrurile interesante este despre motivație, de ce să slujim. Și avem, pe două variante putem merge. Varianta pozitivă, varianta negativă. E foarte interesant că unii dintre noi nu pot folosi decât una. Părinții noștri în trecut, și anticipez, foloseau mai mult frica și pedeapsa. Și unii așa și cunosc pe Dumnezeu, din frică și pedeapsa. Am auzit de predicatori care predicau și oamenii se țineau de scaun, de frica iadului și se pocăiau. Acum mai vine vremea aia. De ce să te pocăiești de frică? Dom'le, te pocăiești din dragoste.
Treaba este că eu cred că e nevoie de amândouă. Și în educația copiilor la fel. Și de una și de alta. Motivația pozitivă și negativă e ca și cum ai avea o mașină și la care ai și frâna și accelerația. Deci cei care sunteți numai cu motivația pozitivă, sunteți numai cu accelerație. E foarte interesant până unde merge mașina fără frână. Până unde? Știți voi. Iar alții sunt numai cu frâna. Numai cu frâna. La unii chiar vă zis prietenii voștri sau apropiații voștri, bă, dar iar ești cu frâna. Hei, e nevoie de accelerație. E nevoie de amândouă în a ne motiva să facem ceva. În trecut, părinții noștri au apelat foarte mult la motivația asta negativă. Doamne, să nu... Vă văd aici mai mulți mai seniori și ideea era să nu care cumva să-l auzi copilul. Că e sigur că nu, să iei într-o dată să mândrești. Doamne, nevoia de apreciere și de de apreciere și de încurajare este o nevoie lăsată de Dumnezeu. Dar atât ori știut ei. Treaba este însă că acum vine postmodernismul care dă de pământ cu tot ce a fost în trecut și vine numai cu... Ai, nu cumva, nu iau nici vorbă, Doamne! Și așa avem părinți care nu mai știu să iubească, dar nu știu să disciplineze, să se pedepsească. Pentru că te iubesc, asta e o treabă foarte tare, mai ales pentru cei care nu au pedepsit, puteți începe așa. Pentru că te iubesc, te disciplinezi. Amin. Poate fi o limbă străină, dar e acum e momentul să faci lucruri noi. Pentru că te iubesc, te disciplinezi. E dificil și pentru unii și pentru alții. Mai ales dacă noi avem o anumită afinitate pentru un anume gen de motivare. Așa sunt eu. Aș vrea să știi că așa ești tu, scuza asta, nu e suficientă. Pledez pentru și. Dar de multe ori să știți că înainte să poți aplica asta la copil, trebuie să se întâmple ceva aici. Aici. Eu trebuie să mă obișnuiesc. Că și Dumnezeu o folosește. De foarte multe ori, ceea ce se întâmplă în viața noastră, viața noastră, convingerile noastre sunt mai mult modelate de experiențele noastre, pozitive sau negative, sunt modelate de ceea ce se întâmplă în lume, psihologia pozitivistă, fii pozitiv, fii optimist și prea puțin de Biblie. Eu cred că atunci când ne întâlnim cu Dumnezeu și în Biblie, ceva trebuie să se schimbe la noi. Ori într-o parte, ori în alta. Dacă ești rezistent la schimbare, atunci automat vei găsi motive să nu faci nimic. Și să pleci de aici exact cum ai venit. Și zic, băi, ce m-a enervat tipul ăla? Dar dacă nu te-a enervat ăla? Dacă Duhul Sfânt a venit la tine? Și zice, uite, aici ar fi cazul să faci o anumită schimbare. Pentru că Duhul Sfânt spune, pentru că te iubesc, te cercetez. Pentru că te iubesc, te mustru. Pentru că te iubesc, vreau să contribui la schimbarea și la transformarea ta. Vorbirea lui Iisus. Părerea mea este că vorbirea lui Iisus, convingerea mea este că vorbirea lui Iisus a deranjat pe toată lumea. Nu a existat în audiență persoană care să nu fie provocată la schimbare. N-a existat. Și ucenicii lui, și farisei, și cărturarii, și așa mai departe. Pilda pe care o să o citim, acum o să vedem acolo oameni cu simțul dreptății și sunt convins că și aici, în audiență de aici, există oameni cu simțul dreptății. Care sunt ăștia? E destul de ușor de identificat. De ce? Pentru că măcar la o dată la 5 minute există expresia asta care le vine. Nu-i drept. Nu-i corect. Ești cu simțul dreptății. Fie că s-au născut cu el, fie că l-au dobândit, nu contează. Ăștia sunt primii pe care îi va deranja Domnul Iisus. Primii. Sunt oameni fenomenali. Lumea are nevoie de ei și Dumnezeu îi folosește. Că știți că fără ei anumite lucruri nu s-ar fi întâmplat. Dar avem și harnici. Și ăștia harnici sunt provocați. Avem leneși și trântorii sunt provocați. Toată lumea este provocată de întâlnirea cu Hristos, întâlnirea cu Cuvântul, întâlnirea cu Dumnezeu.
Dumnezeu nu lasă. Dumnezeu infinitul, când se întâlnește cu finitul din noi, cineva trebuie să se schimbe. Amin. Cine? Doamne, mai schimbă-te Tu, că eu m-am tot schimbat. Nu? Doamne, nu m-am mai schimbat de mult. Și Tu tot te schimbi. Partea fenomenală la Dumnezeu este că uneori noi accentuăm numai faptul că Dumnezeu este același și culmea este partea paradoxală că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci, dar pe de altă parte Dumnezeu și noiește binecuvântările față de noi odată la săptămână și aia e duminică dimineața. Nu? Noi, duminică dimineața? Nu! Când? În fiecare dimineață. Și culmea este, acest verset vine din plângerile lui Ieremia. Într-o vreme în care totul era roz și frumos, ca la mol. Nu, în care era foamete, secetă și era tot cetatea asediată și toate lucrurile arătau la fel. Nu se mai schimba nimic. Și cu toate astea, realitatea cuvântului lui Dumnezeu, realitatea despre Dumnezeu e diferită de ceea ce experimentăm noi câteodată. Și provocarea. Ori trăim realitatea lui Dumnezeu, ori continuăm în realitatea noastră. Și provocarea unora, mai ales cei care sunteți iubitori de stabilitate, confort și siguranță. Eu am fost unul dintre ei și încă mă zbat să ies din categoria asta, dar e greu de ieșit din clubul ăsta. E greu. Dar întâlnirile cu Dumnezeu te provoacă. Pentru că a umbla prin credință înseamnă să dai drumul la siguranțele tale. Asta e umblarea prin credință. Ieși din casa ta. Ieși din țara ta. Ieși din confortul tău. Ieși din lucrurile care sunt familiare. Și noi de-abia așteptăm să zicem, Doamne, de când așteptam eu chemarea asta? Nu? Doamne, numai asta să nu mi-o ceri. Nu mă scoate confortul meu și siguranța mea. Doamne, nu mi le lua. Nu mi le lua. Așa de bine mie în ele. Până când vine prima furtună. Și atunci se scutură tot. Vorbirea lui Iisus este provocatoare pentru toți. O să citim și textul, pilda talanților. Sunt convins că l-ați citit de mai multe ori. Îl mai citim o dată. Aș vrea să, în timp ce citim, să vă uitați la aritmetica împărăției, care e așa de diferită de aritmetica noastră. De-aia avem nevoie de ajustare. Ajustare. Dragii mei, pentru cei confortabili, pentru iubitorii de siguranță, stabilitate, nu mai citiți cuvântul. N-are rost. Că te provoacă. Și de fapt, suspectez, intuiesc că unii dintre voi de-aia nici nu-l mai citiți. Că te enervează. Dar de ce? Pentru că te enervează. Bă, iar mă provoacă. Bă, de ce nu mă lasă în pace? Și atunci ce facem noi? Oamenii care... Și acum, știi de ce nu te lasă în pace? Îți spune Domnul. Pentru că te iubesc. Dragul meu, Dumnezeu nu te lasă în pace pentru că te iubește. Când ajunge Dumnezeu să te lase în pace, vai și amar de tine. Vai și amar. Haideți să citim Matei, capitolul 25. Ne ridicăm în picioare. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, atunci împărăția cerului se va semăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1. Fiecăruia după puterea lui. Îndată cel ce primise 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel care primise 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu el. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus, i-a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut
socoteală. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus al 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu el alți 2 talanți. Stăpânul i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă. Și m-am dus de ce am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Mă iertați că fac o paranteză aici. Când vorbește un leneș și un viclean și un ticălos și un netrebnic, nici nu-l cred că spune adevărul. Am închis paranteza. Stăpânul său i-a zis: rob, viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Ok, prin urmare, se cădea ca tu să fii dat banii la zaraf, îi puneai în bancă și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Și acum cei cu simțul dreptății, centurile de siguranță. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10. Nedrept! Pentru că celui ce are îi se va lua, îi se va da și ce va avea din belșug, din prisos. Dar de la cel ce n-are se va lua, se va lua și ce are. Doamne, ce nedrept e! Iar pe robul acela netrepnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scârșnirea dinților. Amin. Doamne, vorbește-ne și în ziua de astăzi. Surprinde-ne, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt. Pătrunde în spatele mijlocelor noastre de apărare, a instinctelor noastre de supraviețuire și de conservare. Și surprinde-ne cu harul Tău, cu dragostea Ta, iubirea Ta, dar și cu cercetarea Ta. Lasă un duh de înțelepciune și de descoperire. Și, Doamne, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, fă să vedem răsplătirile când le-ai pregătite pentru cei ce Te slujești pe Tine. Deschide-ne inima pentru realitățile Tale extraordinare, glorioase, ca să ne putem lua haina slujirii cu bucurie, cu dragoste și cu sârguință. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Foarte tare e treaba asta. 5 cu 5, 11. După care aritmetică se întâmplă treaba asta? Aritmetica împărăției. Mă uit. Și asta este o provocare pentru cei care slujesc. Aș vrea să știți că vă așteaptă și mai multă slujire și mai multă răsplătire decât vă puteți imagina voi. Dar apare o vertizare. 1 plus nimic egal 0. Și aici e problema. Dumnezeu a investit. Ce înseamnă un talent? Câte chile de argint era? Un săculeț așa. Ar fi interesant să plecați fiecare cu un săculeț de 34 de kilograme acum de la Via. Ha? Fine. Nu nisip, nu pietre, ci
Argint așa, nu-i mare lucru. Nu aur, argint așa. Ce-ar fi? Băi, bogătanii de la Via. Care dintre voi nu-i bogătan cu 34 de kg de argint? Și cel mai sărac, ascultați-mă, și cel mai sărac în împărăție e mai bogat decât oricare dintre ceilalți. Amin. Și dacă ai venit și te-ai văzut cel mai sărac, cel mai neimportant, cel mai neînsemnat în Via, vezi ce fain, e foarte tare când analizezi pe Gedeon. Îți dai seama complexul de inferioritate, cum îți deformează realitatea. Eu sunt cel mai mic din ăla, cel mai mic din cel mai mic din cel mai mic. Și când Domnul îi zice, na, ia du-te, distruge altarul lui taică-tău, pe cine ia el? Slujitor. Dintr-o dată îți dai seama că nu-i chiar așa de sărac. Na, asta este o treabă. Când ești complexat, te uiți, totul vezi prin lentile distorsionate ale complexului de inferioritate. Despre ce vorbim aici? În împărăție, cel mai sărac îi bogat. Amin. Vorbești despre mine, vorbești despre tine. Și cel mai sărac e bogat. Un talent. Bă, dar nu-i normal. Ăștia cu simțul dreptății. Dar de ce mi-ai dat numai atâta? Să știi că e suficient. E suficient. Eram la împărțirea cărții Iosua și nu știu cum mi-a picat mie. Iosua 22, împărțirea țării. Și am zis, Doamne, ce capitol plictisitor, Doamne, nu puteai să-mi dai ceva așa mai faină, mai dinamic, să fie, exact. Doamne, începe în cartea Iov. Oh, nu mă atâți pe tristețe, nu mă atâți pe dramă. Serios? N-ai idee cât de bogat este cuvântul lui Dumnezeu. Să nu vă prind că vă plângeți în următoarele luni, mai cartea Iov. E atât de bogată. Provocați-L pe Dumnezeu să aducă revelație și descoperire. Ca să vedeți câte sute de mii de culori, de nuanțe, de maro există în toamna asta. Câtă frumusețe în cartea asta. Așa. Și mi-a picat împărțirea țării. Și am zis, ce plictisitor. O tras și prin sorți și aia, așa, aia, așa, aia. Și mi-a venit o întrebare. Mă, dar ultimul care nu mai ales nimic, nu m-a oculez. Eu nu mi-ar fi plăcut să fiu ultimul. Și Duhul parcă zice, știi ce? Și dacă ești ultimul în împărăție, ai suficient în ceea ce privește viața și evlavia. Dragul meu, să nu te mai aud. Eu nu te aud, dar te aud de ea de lângă tine. Că te plângi că nu ai. Să nu te mai aud că te plângi că nu ai. Noi n-avem, nu ne putem permite. Tata e bogat și tu ești bogat. 34 de chile de aur. Amin. Știu că vă uitați la mine. Mă, ăsta în ce limbă vorbește? Fie ca Duhul lui Dumnezeu să vă traducă și inima voastră să primească și să abordați viața voastră și pe Dumnezeu și viața din biserică și viața aceasta din perspectiva unui Dumnezeu bogat care pe fiecare din noi ne-a făcut bogătani. Amin. Aritmetica împărăției e radical diferită. Hai că mergem mai departe că timpul trece. E foarte interesant procentele cu productivitatea. E foarte interesant câți dintre membrii de la Via, câți, dacă poate că nu ești de la Via și ești venit în dimineața asta, ai venit așa și nimeni nu știe că ești aici. Dacă ești din altă biserică, nu contează unde ești, trebuie să slujești. E imperativ să slujești. Aproape toți psihologii care au descoperit, că descoperă, ei nu inventează, diferite profile și așa mai departe de personalitate, toți sunt interesați de productivitate. Că până la urmă, pentru asta, ce este omul? Trebuie să fie profitabil, să muncească, să producă profit. Pareto ăsta a făcut cercetări și a observat așa. 20% în orice grupă are, 20% din oameni fac 80% din muncă sau, și obțin rezultatele de 80% și restul de 80% ce fac? Ce fac, dragii mei, ceilalți 80 care știți principiul? Se fac că fac treabă. Obțin 80%, nu,
80-20% de rezultate. Ăsta e principiul lui Pareto. Asta se întâmplă în lumea omeniei. Dar în împărăție, Domnul spune că din 3, 2 din 3, 66% se pun pe treabă și aduc profit în împărăție. Și întrebarea este, în dimineața asta, unde te încadrezi tu? Ești la ăștia din 20-80? Că ești în lumea omeniei sau ești în lumea împărăției? Dacă te vezi parte din împărăție, dacă te vezi ca unul din ăștia bogați, nu poți să rămâi în principiul Pareto. Vreau să fiu și eu unul din ăia doi care investesc. Vreau să fiu și eu unul dintre ăia care slujesc. Vreau să nu stau leneș și neroditor, ci vreau să aduc rezultate pentru împărăție. Asta este foarte important. Mai departe. Ce mi s-a părut iartoare și m-a dus cu gândul la flux este ăsta. Am produs 5. Am mai adus 5. Și Domnul zice, hai că îți mai dau un plus. Îți mai dau eu. E ca și cum ai ajunge în munca aia în flux. E un nume ungur care a inventat termenul de flux, dar mi s-a părut așa un... ca la Rusalie. Petru ține o predică și 3.000 de suflete se predau acolo. Eforturi mici, rezultate mari. Și eu cred că este unul din lucrurile pe care noi, eu cred că noi vom trăi în flux, în rai. Dar până atunci, din când în când, Domnul ne permite să trăim fluxul. Acea stare în care reușim să facem lucrurile bine și rezultatele să fie peste măsură. Eu cred că asta face parte din ceea ce înseamnă a fi răsplătiți încă de aici de către Domnul care e extravagant cu noi. Avem un investitor extravagant, un Dumnezeu extravagant, dar este și exigent. A fost o treabă foarte tare. Eram la o tabără de adolescenți. Și a pus întrebarea, era cu bilețele, care e cea mai enervantă persoană din viața voastră? Erau mai multe întrebări, dar printre ele am introdus asta. Care e cea mai enervantă persoană din viața voastră? 95% din răspunsuri a fost, ziceți, mama! Bun, mai altă întrebare și după aia, că doar așa se fac întrebările. Voi știți ăștia care lucrați cu chestionare, se amestecă ca să nu se prindă. Și mai încolo era, care este persoana care mi-a făcut cel mai mult bine în viață? Răspunsul? Tot mama. Deci persoana care te enervează îți face și bine. Persoana care e exigentă. Uitați-vă și la profesori. Dacă au fost exigenți, nu abuzivi, sunt unii și exigenți și abuzivi. Dacă doar a fost exigent, ți-a făcut un mare bine chiar dacă nu ți-a plăcut. M-aș vrea să știi ceva legat de Dumnezeu. Dumnezeu este risipitor. E bogat în îndurare. E un bogătan. E un boier, cum zice Steinhardt. Dumnezeu este. Dar vreau să știi că nu-i prost. Este și exigent. Este exigent, dar nu exagerat. Da, unii din părinții noștri au fost exagerați în ceea ce ne cer. Unii profesori au fost exagerați. Unii, nu păstori, dar vreau să zic patroni, pot fi exagerați în ceea ce ne cer. Dar Dumnezeu nu e exagerat. Este nevoie. Noi avem nevoie și de frică de Dumnezeu. Trebuie să știm și de frică. Altfel, ne paște lenea. Cu toate lucrurile astea de lângă noi, atât de bine și frumos, lipiți de confort și de asta, lenea vine. Mă lasă să fac alții la via. Îi de lucru aia, lasă că fac alții. Îi de pus mâna acolo, lasă că fac alții. O credincioșie de mântuială este înșelătoare, dragii mei. E înșelătoare.
tot ce-i făcut de mântuială, e înșelător. Legea crede că Dumnezeu are standarde joase. Lăsa că Dumnezeu nu fi chiar așa de... Serios. Uite-te în Biblie. Uite-te în pilda asta. Da, extravagant. Te-a făcut bogat peste noapte. Ți-a dat de lucru. Dar la un moment dat vine și zice, ok, hai să vedem. Dă socoteală. Hai să vedem ce faci. Ce faci tu cu viața ta? Începe iar un an nou. Bisericesc. O să trăiești cum a fost înainte? Las că eu numai de acum, de un an, doi, trei, slavia. Nici n-am apucat să mă cunosc cu alții. Las să facă alții, că ei se știu. Serios. Lenea se unește cu confortul, viclenia și nemulțumirea. De aceea ai grijă. Este credincioșia ta una de mântuială? Poate că nu ești de la via, ești venit din altă parte. Ești din curiozitate aici. Ai venit cu cineva. Dar și tu zici, băi, eu am credința mea. Foarte bine că o ai. Și eu slujesc lui Dumnezeu. Foarte bine că slujesc. Dar cât slujești? Nu cumva slujirea ta e una de mântuială? Te ascunzi că fac și eu, mai fac și eu pe aici câte ceva? Păi stai un pic, că vine vremea în care trebuie să dai socoteală. Deci noi vom da socoteală. Și vorba lui Petru, ăștia din casa lui Dumnezeu vor fi... Nu, la coadă o să dai socoteală. Nu, primul! De ce? Pentru că ai avut privilegii, înseamnă că ai și responsabilități. Înseamnă că trebuie să dai socoteală de ceea ce ai. Problema cu noi, cu vremurile din urmă, e că atâta confort și siguranță și stabilitate în biserici, încât avem impresia că darea de socoteală o să vină la Paștele Cailor. Nu, eu vine mai repede. Și mai bine să vină mai repede. Mai departe. Lenea îngroapă talentul și sabotează interesul stăpânului. Măi, când mai vorbești cu câte unul că e păcătos, numai asta să nu le spui la oameni, că-s păcătoși. Doamne, când ai rostit chestia asta, că ești un păcătos și ai nevoie de mântuire, Doamne, e ca și cum ai turnat ceva ceară pe el. Serios? Și să și uită la tine. Mă, dar eu n-am furat. Pe nimeni, n-am luat nevasta, n-am luat soțul, n-am făcut asta și tu mă faci un păcătos și jumătate. Și tu ce crezi, că mă trimiți în iad? Nu te trimite nimeni în iad. Treaba știi care e? Că nu trebuie să fii nici hoț, nici curvar, nici mincinos ca să ajungi în iad. Trebuie să fii doar un leneș. Adică toate lucrurile extraordinare care le-a pus Dumnezeu în tine. Sacul ăla de argint pe care te-ai dus acasă, ce ai făcut cu el? Doar l-ai pus acolo frumos în seif sau l-ai ascuns în grădină, că doar e acolo, sigur, nu-l fură hoții? Și doar atât îți trebuie, să nu faci nimic cu ele. Dumnezeu ți le-a dat ca să le folosești. Dumnezeu ți le-a dat ca să investești mai departe. Lenea nu doare și nu omoară, dar o va arde iadul. E inconfortabil adevărul lui Dumnezeu. Unul lucru extraordinar, paradoxal, la cuvântul lui Dumnezeu și la Dumnezeu este că pe de o parte te încurajează, pe de altă parte te cercetează. Nu vrem să fie loc, bisericile noastre, loc în care adormim sfinții. Nu, sfinții trebuie să slujească, să fie activi, să înțeleagă că există o răsplătire, pozitivă sau negativă. Și noi trebuie să învățăm să folosim și motivația, și pozitivă, și negativă. Pentru că te iubesc, îți spun ceva. Ar trebui să fii punctual. Pentru că te iubesc, ar trebui să fii prezent la grupul mic. Există o problemă majoră în bisericile noastre. Acum am permis să vă spun că nu sunt acasă. Punctualitatea. Dragii mei, o întrebare pentru voi. Unde sunteți voi punctuali? Nu, dă tu răspunsul. Unde ești tu punctual? Și aș vrea să vă dau un răspuns de la cineva. Acolo unde mi-a fost și frică. Eu am impresia că noi nu mai avem frică de Dumnezeu, nu mai avem motivație negativă și că totul e pozitiv. Am început cu cel pozitiv, am adus și cel negativ.
Dragii mei, e și una și alta. Dumnezeu este și extravagant, dar este și exigent. Și tata poate fi și extravagant și bun și exigent. Și mama și exigentă și bună. Și păstorul și exigent și bun. Și Dumnezeu și asta. Amin. Așa că ne place mai mult una. Da. Dar noi trebuie să venim să aducem tot sfatul lui Dumnezeu. Tot cuvântul lui Dumnezeu să reflectăm, chiar dacă îmi place sau nu îmi place. Mi-e ușor să vorbesc despre lucrurile astea. Fain, frumos. Și să nu vorbim despre asta. Nu vorbi despre pedeapsă, să nu vorbi că vine. Ba, trebuie să vorbesc. Și știți de ce trebuie să vorbesc prima dată? Pentru că trebuie să mă gândesc în dreptul meu. Că judecata o să înceapă nu de la ultimul rând, ci o să înceapă de unde? De aici. La ce slujire ai rămas corigent? Se pune întrebarea. Anul trecut ai fost provocat. Vino și tu, slujește, face. Avem nevoie de tine. Talentul tău, darul tău spiritual, de ceea ce ești tu. Am nevoie. La ce slujire ești corigent? Întrebare. Începe toamna, poți să dai examenul de astăzi și să îl iei. Provocarea mea pentru tine, fie că ești din Via, fie că ești din altă parte, este nu mai amâna atâta, ci întreabă-ți liderii. Uite, sunt aici. Asta știu să fac, asta, sunt la dispoziția voastră. Dacă trebuie să fac curat, fac curat. Dacă trebuie să fac asta, fac asta. Dar sunt aici. Sunt aici, sunt gata să slujesc. Nu mai pot permite. Nu mai pot permite să țin lucrurile extraordinare care Dumnezeu le-a pus în mine, nu mai pot permite să le țin ascunse. Neproductive. Neprofitabile pentru împărăția. Mai departe. Ca și cu, încheiem cu motivația pozitivă. S-a părut pentru mine această abordare a fost dificilă multă vreme. Cum să te gândești tu la răsplătire? Că doar nu-i biblic, e egoist. Până și lucrurile astea trebuie să le scumpărate. Serios. Moise, despre Moise se spune că a făcut, a trecut, a reușit, a suferit cu gândul la răsplătire. Și Hristos a făcut același lucru cu gândul la răsplătire. Merită să slujim pe Dumnezeu. Ce puțin câteva motive. Ascultă, slujirea lui Dumnezeu nu este o povară, ci un privilegiu. Până și terminologia e importantă. La Via dăm drumul la asta. Oh, încă e ceva de lucru. Iar e de lucru. Iar. Observi diferența. Iar. E ceva bun de făcut. Iar. Asta e povară. E povară, slujirea povărătoare. Nu asta e direcția. Credincioșia în slujire este un privilegiu. A doilea. Credincioșia în lucrurile mici te promovează spre cele mari. Prima răsplată a credincioșiei este bucuria. Ce îmi place lucrul ăsta. Multă vreme eu am crezut că prima răsplată a credincioșiei e doar mai multe lucruri. Oh, încă mai îmi dai de lucru. Doamne, nu mai vreau. Ce îmi place, vine. Intră în bucuria stăpânului tău. Dragii mei, suntem unii melancolici pe aici. Vă văd pe fețele voastre. Românii au o chestie înclinată ca nație spre melancolie, doine și balade. Triste. Aproape, când văd câte un român care a mers la studii dincolo și a stat vreo 4-5 ani la detoxifiere de negativism și melancolie, aproape că se vede și pe fața lor că e venit. Ăsta e un român, dar e schimbat la față. Schimbați aici. Unul dintre primele lucruri care le face slujirea și întâlnirea cu Dumnezeu este că e bucuria. Intră în bucuria stăpânului tău. Pentru toți ăștia care ne idrază tristețea, sobrietatea. Avem câțiva la Via? Avem. Ce fain e clubul ăsta. Păi ne putem plânge noi tot timpul de ceva. Tot timpul e ceva.
și melodiile și imnurile să fie în re minor. Vai ce faină sunt alea, așa te umbl la inimă. Dar mai trebuie să și salți de bucurie. Pentru că roada Duhului Sfânt este tristețea. Da? Dragii mei, roada Duhului Sfânt e nemulțumirea, îndurjirea, bucuria. Dragii mei, cu bucurie. Și la hațele aduc aminte. Și mie, de ce le aduc? Pentru că mi-aduc aminte. Cine? Trebuie să slujești cu bucurie. Pentru că Duhul Sfânt, în timp ce te echipează să faci slujirea, dă și bucurie. Vă văd entuziasmați deja pe, din ce în ce mai mulți. Dar asta e direcția. Dragii mei, unul din primele lucruri pe care le face e bucuria. Doamne, dacă vrei să mai dai, asta poate fi rugăciunea ta. Dacă vrei să mai dai de lucru, să-mi îmbrac haina slujirii, să-mi dai eșarfa bucuriei, așa să fie aici. Ce-mi place de rei care în vestimentație câte una de la asta. Dar avem noi un actor înalt, frumos și bătrân și așa, care tot timpul avea ceva aici. Dragul meu, tot timpul să ai ceva în jurul gâtului, bucuria. Amin. Asta e prima. Prima. Prima răsplătire. Și știu că este foarte tare. Este o răsplătire care vine în proces. Unii se bucură numai de ce de produsul finit, se bucură de proces. Și eu cred că este o vreme în care nici eu nu m-am bucurat. Slujeam, ca așa trebuie, din datorie. Și așa suntem unii, din datorie. Dar de la datorie trebuie să ajungem la bucurie. Asta este avansarea, unde primele lucruri este slujirea, nu numai din datorie, slujirea cu bucurie. Amin. Pe unii deja vă văd s-au luminat fețele la voi. Sunteți pe calea cea bună. A doua este promovarea. Nu mă pot abține să nu vă zic o treabă, că a fost foarte tare asta cu promovarea. Am asistat la o discuție. Unul pocăit, îi zice la ăsta nepocăit, băi, tu ar trebui să te pocăiești că te mănâncă iadul. Foarte tare. Dar ăsta la altul îi răspunde înapoi. Auzi tu? Tu zici că pe mine mănâncă iadul și eu să mă duc în iad. De acord. Dar știi ceva? Eu în iad o să fiu șef. Șef! Și tu, pentru că ești un leneș, că de-aia mi-am să aminte de ea, tu pentru că ești un leneș și nu mă atragi pisica de coadă și freci menta și eu spus-o direct, tu o să vii tot în iad și o să lucrezi pentru mine. Vezi cât tupeu. Ce vrei să faci dincolo? Decât o viață mediocră. Deci lenea te duce în mediocritate, dragii mei. Mediocritate, o viață mediocră. O viață nemulțumită. Și aici, și dincolo, și acolo vei fi ultimul. Aruncați-l afară, întunericul de afară. Pe când aici? Merită să fii promovat, dragii mei. Am început să mă gândesc la lucrurile astea, deja mi se pare că e vorba de o altă realitate. Uitați-vă la următoarele. Din administrator devii proprietar. Într-un alt text, Luca 16 spune așa, dacă nu ești credincios în lucrurile încredințate ție, ale altuia, pe cum o să le primești pe ale tale? Nici nu m-am gândit până acum la treaba asta. Că deocamdată lucrăm cu materialele lui Dumnezeu. Încă nici n-am ajuns la ale noastre. Foarte tare treaba asta. Foarte tare. Din administrator devii proprietar și următorul din slujitor devii cârmuitor. Conducător. Guvernator. Ai fost credincios în puține lucruri, ia guvernarea a 5 cetăți, a 10 cetăți. Și asta mi se pare, mileniștii spun așa, cei care au fost slujitori credincioși și buni aici, în vremea de acum, în mileniu, în mii de ani, când Hristos va împărăți cu ai Lui, cei care au slujit bine vor fi conducători. Știu că poate fi teorie, teoretic, abstract pentru tine. Dar vreau să știi că Dumnezeu ăsta bogat
extravagant. Nu-i zgârcit când se pune problema de recompensă și răsplătire. Nu-i. Dragii mei, nu-i. Domnul să ne deschidă ochii în privința asta. Că nu numai trecutul este răscumpărat și glorios datorită extravaganței lui, ci și viitorul nostru. Și merită, dragii mei, merită. Merită să slujim un astfel de Dumnezeu. Chiar dacă părinții au fost zgârciți, patronii au fost iar zgârciți cu noi. Dumnezeul nostru nu-i zgârcit, ci ne recompensează și ne răsplătește, împărătește. Fie ca bunul Dumnezeu să ne cerceteze inimile, să ne moaie, să ne arate cât suntem de bogați în El, că avem o identitate de fii al lui Dumnezeu, de niște bogătani. Fie ca Duhul Dumnezeu să ne conștientizeze că suntem înnobilați și îndumnezeiți prin Duhul Sfânt și că slujirea noastră cu credincioșie în fiecare zi, în biserică, în familie, în societate, merită făcută. Merită făcută. Nu numai având în vedere răsplătirile de aici, ci și răsplătirile viitoare. Dumnezeu să ne ajute să îmbrăcăm haina slujirii cu credincioșie și cu bucurie până la capăt. Amin.